Mulțumesc, domnule președinte. Am ajuns, fără să forțăm lucrurile și fără să ne dorim acest lucru, noi, Partidul Național Liberal, în situația de a propune un număr destul de mare de noi miniștri. Această situație a apărut în contextul în care până și noi din interior ne-am dorit de multe ori să fim mai vizibili la guvernare, să fim mai bine înțeleși ca liberali și să avem o apariție care nu duce la întrebări de tipul cine mai este liberal. Eu sunt, domnul președinte, și cred că toți de aici suntem. În acest context am primit oferta din partea președintelui și am acceptat nominalizarea pentru postura de vicepremier și ministru al internelor. Cred că ceea ce va trebui să facă acolo se poate descrie în mod excepțional foarte simplu. Coordonare, fiindcă colegii mei m-au rugat prin nominalizarea pe poziția de vicepremier să coordonez acțiunile guvernamentale ale miniștrilor liberali. Ordonare în ce privește instituțiile statului care vor fi în subordinea mea. Și în fine, dar un lucru extrem de important și în care cred, impunerea legii. Este o noțiune care se aude rar pe la noi. Noi suntem obișnuiți să apară legi câteodată chiar cu o viteză amețitoare și cred că este important și de asta se ocupă în foarte mare măsură Ministerul de Interne să se și impună respectarea acestor legi. În rest, am spus și colegilor și pot să spun și în public, vă garantez că fac ceea ce fac pentru a îmbunătăți vizibilitatea componentei liberale din guvern și pentru a îmbunătăți în general percepția pe care noi, liberalii, o avem în public. Mulțumesc!